La Soroca a devenit deja o tradiție ca în fiecare an de ziua lucrătorului medical și a farmacistului, eroii în halate albe să primească diplome din partea conducerii raionului și a municipiului. Anul acesta de diplome s-au învrednicit circa 80 de lucrători medicali. Acest eveniment ne dă prilejul să venim cu plecăciune și cuvinte de gratitudine în fața dumneavoastră, onorați medici. Au fost emanate diplome pentru medici de familie, pentru medici la spitalul regional, la centrul de sănătate, în jur de 75-80 de diplome. Pe această cale le dorim multă sănătate, le mulțumim pentru devotament, pentru alinarea sufletească care fac pacienților. Sănătate, multe succese și la mai mult și la mai mare. Trebuie să ai har, trebuie să poți trata nu doar trupul, ci și sufletul. Pentru că nu în zadar ați fost primiți de Dumnezeu aici pe pământ, în ajutorul Lui, pentru a sta la straja sănătății semenilor. Zilnic salvați vieți! Eugenia Rezu și-a îmbrăcat halatul alb acum 40 de ani. Ea spune că nu a regretat nici pentru o clipă alegerea făcută. Am îmbrățișat această profesie de aproape 40 de ani, încă un pic și sunt 40 rotunzi. Și vreau să zic că toți anii aceștia am activat în Spitalul Raional Soroca. Nu am mai schimbat alte locuri de lucru. Zi la zi, an la an, și tot a mers așa toată activitatea mea medicală. Ce înseamnă pentru mine a fi medic? Păi asta e viața mea. Pentru că dacă nu mi-ar fi plăcut, plecam, schimbam ceva. Nu am schimbat nimic pentru că tare îmi place ceea ce fac. Și ca să fiu foarte sincer, cât mă obosesc la lucru, dar dacă ajung acasă, vreau din nou la servici. Asta este adevărul, realitatea. Profesia de medic este un lucru foarte nobil și cere multă dăruire de sine și cere multă răbdare și cere multă responsabilitate. Noi medicii ne străduim. Sperăm că ne reușești. Nobila profesie a fost îmbrățișată și de Valeriu Bordean, care a știut încă din copilărie că va fi medic. Am terminat Institutul de Medicină în 1985, activez în secția de reanimare Spitalului Renal Soroca. Este o profesie foarte interesantă, îmi place, un colectiv foarte bun. Mă mândresc că în ultima perioadă am trecut prin pandemie împreună cu tot colectivul. Vreau să mulțumesc la toți, fiindcă cot la cot noi am rezolvat toate problemele și toate greutățile care au apărut în fața noastră. Profesie foarte interesantă, din copilărie am visat să devin medic. Cu toate că în ultima perioadă tinerii specialiști în sistemul medical se lasă așteptați, Ana Bercuț este un exemplu. Ea este medic de familie de aproape 5 ani. Eu lucrez ca medic de familie din anul 2018. 5 ani. Profesia asta înseamnă de a trăi, să fii medic toată viața. Să fii medic și acasă, și la lucru, și cu prieteni, și cu părinții, permanent. Asta este în sânge, asta nu este alegere, eu aș spune. Asta e profesia ales pe mine, nu eu pe profesia asta. Lipsa tinerilor specialiști este problema majoră atât a Spitalului Raional cât și a Centrului de Sănătate Soroca, susțin cei din administrația instituțiilor medicale. Avem o sărbătoare deosebită și e păcat că e o singură zi pe an pentru a aduce cele mulțumiri și recunoștință la toți lucrătorii medicali care activează în cadrul Spitalului Raional Soroca. La moment, în spital activează 434 de lucrători medicali, dintre care 65 sunt medici, 193 de asistente medicale. Cu mare părere de rău, avem un deficit de lucrători medicali, de medici, deosebit de medici. O parte din dumnealor sunt de acum la vârsta de pensionari, de ce avem o mare dorință sau o mare ca pe viitor să atragem cât mai mulți specialiști tineri. Activez de mulți ani în cadrul instituției date și sunt foarte bucuroasă de colectivul care este un colectiv cu personal foarte bine pregătit, foarte bine instruit, dar contează mult omenia,
tot timpul sunt de gata să ajute persoanele bolnave, persoane chiar și cu examenele profilactice. Sunt persoane foarte responsabile, ceea ce contează foarte mult în domeniul medical. Deci mă mândresc că lucrez în acest colectiv unit și împreună am trecut prin multe proiecte, prin multe greutăți, dar am ajuns cu bine și sperăm și de acum înainte să facem față tuturor cerințelor care sunt puse în fața sistemului sănătății a Republicii Moldova. De ziua lor profesională își doresc sănătate pentru a putea oferi sănătate pacienților. Eu personal îmi doresc mie multă sănătate și îmi doresc colectivului multă sănătate, pentru că s-a închegat un colectiv frumos și bun și ar fi bine să putem lucra încă mulți ani înainte spre bucuria noastră și a pacienților. Vreau să doresc în primul rând la toți multă, multă sănătate, fiindcă de sănătate au nevoie și medicii, să fie stimați, să fie apreciați după justă lor valoare și la mulți ani. Profesia de asistent medical este o profesie nobilă, care cere dedicație 24 din 24 de ore. Să activăm în continuare în întreg colectivul și să avem parte de pace, liniște sufletească și sănătate la toată lumea. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este marcată în Moldova în a treia duminică din luna iunie.